sunt un pic cam înalt. Suntem azi pe data de 31 decembrie. Aruncă ăștia cu bombe, căci că vine Revelionul, dar vine mâine, la noapte vine, nu azi. Și ce vroiam eu să precizez? Acum pe YouTube toată lumea dă turtă, probabil se ia unul după altul. În nutriția albinelor este de știut un anumit aspect care sună cam așa. Pentru a prelucra albinele, nectarul sau turte sau hrana artificială, de a prelucra zaharurile, temperatura în stup trebuie să fie ridicată, deci să zicem 35 de grade. Una e să prelucrezi zaharuri, precum albina trebuie să facă acest lucru dacă dăm o turtă sau un sirop sau orice aditiv în afară de miere, și mierea cristalizată, ca să o prelucreze, trebuie să ridice temperatura și să aibă apă la dispoziție. De aceea este nevoie ca noi în rame să avem miere lichidă, nu cristalizată. În caz că avem miere cristalizată în rame, atunci albinele vor muri de foame, fiindcă nu pot ridica temperatura și nu au acces la apă pentru a prelucra acea miere. Bun, deci dacă dăm miere lichidă în pungi în această perioadă, stă pe rame, se va întări, o va lua, dar va ridica temperatura în stup. Odată cu ridicarea temperaturii în stup, chiar dacă acea colonie nu trebuie să înceapă ponta, de exemplu, n-ar trebui, dar ridicând temperatura, fiindcă noi am luat o turtă deasupra, atunci acea colonie va începe ponta. Și mulți au făcut acest lucru la începutul lui decembrie, iar experții de pe YouTube, bine, acum au sute de colonii, ați observat probabil că ei spun că dau la 3-4 colonii sau la 10 colonii turte să vadă ce se întâmplă. Păi ce se va întâmpla? Atâta se va întâmpla. Ridică temperatura pentru a prelucra zaharurile și va începe ponta, vrea, nu vrea. Bun, deci cam asta este situația cu turtele, dar alta este situația în caz că, să spunem, că nu mai e hrană în stup. E o tâmpenie, fiindcă se poate întâmpla acest lucru doar dintr-un singur motiv. În caz că ai neglijat completarea de hrană în august, în august se face acest lucru, nu în septembrie, pentru a putea prelucra hrana, fiindcă în august are temperatura ideală, mai e și albină de vară care va prelucra această hrană. Dar ideal este să te asiguri să ai rame cu miere. În caz că ai rame cu miere la rezervă, de vreo 3 ani de zile fac acest lucru să mă îngrijesc de acest lucru, să am miere destulă pentru iernat, mai și extragi, mai las și pentru albine. Pe mine mă impresionează cum apicultori cu sute de familii de albine nu au rame cu miere la rezervă pentru a nu fi necesar să dea turte la albine. Eu sunt un hobbyist și nu-mi câștig existența de pe urma albinelor. Dar analizez foarte mult aspectul acesta la alții, fiindcă este impresionant cum am 200 de familii, 150 de familii de albine și pun pe YouTube
că dau turte, că de ce dai turte? Că moare de foame, nu? De aceea dai turte. Deci e o minciună gogonată pusă așa de frumusețe și o să ducă în eroare mulți, mulți, mulți alți apicultori care au 5 familii, 6 familii de albine. Și asta e părerea mea, citită din cărți, fiindcă de pe YouTube a început să nu mai ai informație. Toată informația pare o minciună și să impresionezi cât mai mult pentru a face vizualizări, pentru a obține 100-200 de dolari. Cam atâta mă gândesc eu că câștigă aceștia care în fiecare zi pun și aruncă acolo în față turte, sirop și toate nebunile ce se dau. O să nu o să le convină, normal, o să se uite la acest film, nu le va conveni, fiindcă este doar pentru a impresiona. Dar în nutriția albinelor o să vedeți că este exact ceea ce am spus la începutul filmului, că tu nu vrei să ridici artificial temperatura în stup. Ceea ce nu înseamnă pui un încălzitor și ai încălzit stupul, nu. Ai pus turta și obligi colonia să încălzească, să se activeze, să încălzească el, familia de albine, pentru a prelucra acea turtă. Unde ai pus turta, a luat turta, ai puiet. Deci nu mai încape îndoiată, dar nu ai puiet că a luat turta. Ai invers, ai puiet că ai dat turtă. Bun, cam asta ar fi despre turtă. Mai este un lucru care afectează colonia de albine pentru a depune puiet. Măcile tinere, care sunt de anul acesta și au colonie mare, vor depune atâta puiet cât puțin, 10-15 celule. Dar nu este același lucru ca atunci când pui turtă. Acestea vor depune puiet odată cu urmărirea soarelui, urmărirea luminii, de fapt. Ele au o percepție a luminii polare, își dau seama imediat când ziua începe să crească. Acest lucru, la coloniile mari, va începe să depună câteva ouă, iar cele slabe nu vor porni, fiindcă ele mai stau, fiindcă își dau seama că n-au capacitate de a îngriji acel puiet. Dar în momentul în care ai pus acea turtă deasupra, ai forțat să declanșezi acest lucru de a încălzi interiorul ghemului pentru prelucrarea acelui zahar dat și atunci matca va depune ouă și vrea nu vrea va îngriji acel puiet. Acum, cum ți-e norocul, poate să fie cald, poate să fie frig. Eu merg liniștit pe poziția că turtele se dau la sfârșitul lui ianuarie, în momentul în care deja majoritatea coloniilor au puiet, dar nu toate nici atunci, în mod natural, și vei ajuta să pornească puietul și în februarie imediat poți da turta proteică. Bun, deci cam asta este. Aveți grijă cu nutriția albinelor, citiți, e un clișeu să citiți, dar cei pe YouTube a devenit o minciună. Dacă vă uitați în trecut, acele personaje care acum spun dați turte, dați siropuri, acum 10 ani râdeau și de simplu fapt că se punea o folie deasupra coloniei, nu se dea turte, turta era... erau batjocuri acum 10 ani. Deci ce fac ei acum, se criticau pe ei în trecut de ceea ce fac ei acum. Deci aveți grijă, luați, informați-vă bine despre albine, nu YouTube-ul, luați o carte, vedeți, când vedeți ceva pe YouTube, luați carte. Acum ați auzit de la mine despre nutriția albinelor, ce face albina pentru a prelucra nectar, de ce are nevoie, de ce temperatură are nevoie, de ce trebuie să-și activeze enzimele și așa mai departe. Deci ați văzut informația asta la mine, nu mergeți acum în stup și repede luați turtele.
sau repede dați turtele. Nu! Verificați informația, uitați-vă într-o carte, vedeți dacă se pupă informația, dacă găsiți aceeași informație în mai multe locuri, nu la youtuberi, într-o carte, luați 10 cărți, dați 200 de lei, o carte apicolă între 20, 30 de lei, 40 de lei, luați cărți, nu vă zgârciți, fiindcă cu 250 de lei o să-ți permiți și atunci confrunte informațiile care au fost scrise de oameni care și-au asumat responsabilitatea de ceea ce au scris ei în cărți, fiindcă dacă nu, ajung în fața legii. Dar pe YouTube poți să zici toate prostiile, că nu te ia nimeni în seamă. Poți să zici ce vrei și ce nu vrei, că e minciună, că nu e minciună, acolo se tolerează și merge înainte. Acum, dacă tot am ajuns aici, să vă arăt o colonie la mine. Mergem frumos. Iată, 10 minute, cred că s-a făcut înțeles ceea ce am vrut să zic. Aici am o colonie mare și dacă sunt numai 10 minute, pentru încă 10 minute pot să vă explic și despre iernarea coloniilor mari și iernarea coloniilor mici. Așa, deci aici avem o colonie mare. Coloniile mari, pentru a intra la iernat, au nevoie doar de mâncare și să fie varoa exterminată. Acum, cuvântul ăsta de exterminat pune probleme YouTube-ului. Dar varoa trebuie eliminată într-un fel sau altul. Această dată am doar această pâslă. Deci colonia mare, ca să ierneze, nu are nevoie de împachetare foarte mare, foarte atentă. Toate albinele sunt jos, mierea este suficientă. Ia, mă uit și eu, unde sunt albinele. Stau foarte frumos jos. Deci, această colonie nu are nevoie de nicio intervenție. Absolut de nicio intervenție, ea e undeva așa mare, n-am cum să vă arăt că e jos, dar ideal, e cald, vedeți, e soare, ea este în ghem și a făcut zborul de curățire, după care stă cu minte în stup, nu mai face absolut nimic, nici nu se mai desface, nimic, dar dacă atunci când a fost ea desfăcută și a făcut zbor de curățire, puneam un stimulent, o turtă deasupra, la ora asta nu era în ghem, era desfăcut ghemul și împreștiat. La iernare nu trebuie să-i faci nimic, nu dita mai împachetarea, totul este în regulă. E foarte ușor de iernat. Dar să mergem la o colonie mai măruntă, să zic așa. Am colonii mărunte, roișori. Să vedem unde sunt. Colonii mărunte. Am câteva puse la iernat. Așa, pe două rame, o ramă, două, am doi pe o ramă la această dată. Singura problemă pentru a trece de iarnă aceste colonii mici, fiindcă în trecut mai mult mă axasem pe colonii mici. N-aveam colonii așa mari, pe 7 rame, pe 8, chiar pe 10 anul acesta. Am aici pe două rame, trebuie bine strânși, cu hrană suficientă și cât mai cald. Iată ce frumos stau ele aici, sunt în ghem, dar sunt foarte strânși și vor trece foarte bine de iarnă, fără nicio problemă. Iată, ele stau foarte bine, sunt pe două rame, doar că...
Doar că am pus anul acesta să ierneze cu ghem comun. Două rame aici, două rame aici, sunt patru rame. Trebuie strâns. Ăsta dacă era împrăștiat pe 5-6 rame, nu-și mai făcea un ghem corespunzător. Uzura albinei, datorită reactivării albinei iarna, fiindcă ea se reactivează pentru a-și duce temperatura undeva peste 14 grade, între 14 și 20-24 de grade, temperatura care nu declanșează puiet, acestea n-au puiet, nici la mare n-are puiet, fiindcă stau liniștite, încă iernează, dar o turtă pusă deasupra ar distruge tot acest fenomen de iernare. Bun, deci ce se întâmplă cu colonia mică? Colonia mică, ca să-și mențină temperatura, trebuie să se reactiveze mai des. Reactivarea unei colonii în timpul iernii înseamnă uzură. Acea uzură este mai mică la coloniile mari, care se reactivează mai rar pentru a-și menține temperatura. Acest lucru la coloniile mici putem reduce prin împachetarea foarte bună la cei mici. La cei mari nu este necesară o împachetare așa exagerată. Dacă ai într-un stup două rame de albină și nu sunt strânse, se va reactiva foarte des, probabil și de 2-3 ori pe zi, și atunci unele colonii la această dată sunt moarte. La cei apicultori care au neglijat împachetarea sau strângerea acelor colonii micuțe. La haimar n-au nicio treabă, chiar dacă nu au experiență în a împacheta, fiindcă aceia știu albinele deja cum să se organizeze, fiind mai mari, dar cele mici șanse mai puține, și astfel apar pierderile la coloniile foarte micuțe, fiindcă nu au experiență destulă. Indiferent de ce teste și examene și temperaturi și cântare pun ei pe substup, albina este aceeași. Același regim de iernare trebuie respectat, indiferent de temperaturile exterioare. Mulți zic, afară am 20 de grade, gata, a început puietul. Posibil, dar dacă tu afectezi acest ciclu, iată, deci am acum, cred că sunt 10 grade. Albine nu am la urdiniști, nici nu vor zbura, nici azi nu vor ieși afară, fiindcă și-au făcut curățina, n-au ce curățenie să-și facă, vor sta cu minți și vor ierna în ghem până când ziua se va mări și temperaturile vor fi destul de ridicate pentru a ne apropia de primăvara, ceea ce încă mai este. Bun, sper că ați înțeles cum stă treaba cu turtele, cu iernarea coloniilor mici, cele mari. La mulți ani, aveți grijă de voi, de sănătatea voastră, nu vă enervați, nu vă stresați, consumați alcool și mâncăruri la limite normale, fiindcă eu unul nu consum, indiferent de ce sărbători și nu știu ce vin, fiindcă așa am fost toată viața. Un om simplu și cam asta e. Până data viitoare, numai bine!